încă un deces în urma atacului de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. O femeie în vârstă de 88 de ani s-a stins duminică noaptea la Spitalul Floreasca din București din cauza rănilor suferite. Bilanțul atacului a ajuns astfel la 5 morți și 8 răniți, dar este posibil ca numărul deceselor să crească, deoarece două persoane sunt în stare gravă. În urma atacului, managerul spitalului a demisionat. Ministrul Sănătății Sorina Pintea, care s-a deplasat astăzi la Săpoca, precizează că raportul întocmit în urma analizei cazului este prelucrat și va fi făcut public, dar raportul final al controlului va fi gata peste o lună. Măsurile pe care Ministerul Sănătății le-a decis în ceea ce privește Spitalul Săpoca sunt legate de o plângere penală pe care noi o vom depune privitor la activitatea medicului de gardă, a asistentelor care au fost în tura de noapte. Respectarea procedurilor, nerespectarea regulamentelor duce la astfel de situații. Ea a declarat că la unitatea spitalicească au mai fost depuse în ultimii 2 ani 2 rapoarte de agresiune, însă nu există prezentările detaliate ale episoadelor, așa cum spune legislația. Pinte a precizat că mai multe erori umane au dus la comiterea acestui carnagiu. Ministrul Sănătății spune că în declarațiile personalului medical de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca apare inadvertențe. În opinia sa, într-un minut nu se putea întâmpla așa ceva fără să fie auzit nimeni. Corpul de control va începe verificarea spitalelor pentru măsuri de siguranță, vom convoca și o ședință a Comisiei de Psihiatrie și câteva organizații non-guvernamentale pentru a putea promova cât mai repede modificările legislative care ne-au fost propuse și care consider că sunt benefice, apoi vom începe o evaluare a funcționării consiliilor de administrație în primul rând la spitalele de psihiatrie din țară, încă o dată reevaluarea normării cu personal, pentru că, așa cum spuneam, sunt spitale la care s-au aprobat un număr mare de posturi și nu s-a întâmplat nimic. Vreau să văd exact ce de ce a adăugat Sorina Pintea. Între timp, Tribunalul Buzău a decis ca atacatorul să fie internat sub pază într-un salon închis, tot la Săpoca. Bărbatul în vârstă de 38 de ani, care aflat în sevraj etilic a lovit pacienții la întâmplare cu un stativ de perfuzii, va fi supus unei expertize psihiatrice pentru a se stabili dacă a avut discernământ în momentul atacului. Atacatorul a fost internat la cerere în 15 august și a fost cazat inițial într-o cameră cu supraveghere. Vineri a fost mutat însă într-un salon nesupravegheat în care se aflau și alți pacienți. La verificarea fișei medicale s-a constatat că asistenta nu a consemnat faptul că i-ar fi fost administrat sedativul de seară, deși susține că a făcut acest lucru. O altă greșeală este legată de faptul că în pat cu atacatorul a mai fost pus un pacient. Ministrul Sănătății a declarat că la Spitalul de Psihiatrie din Buzău nu este criză de personal, deoarece 7 asistente și 3 infirmiere se ocupau de pavilion, iar din punctul ei de vedere nu au fost respectate prevederile din fișa postului. Bărbatul de 38 de ani care a comis masacrul de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca din Buzău era alcoolic, nu avea un loc de muncă stabil, lucra cu ziua și locuia cu mama lui. Cunoscuții spun că nu era deloc violent, dar se mai certa cu mama lui când consuma alcool.